Numele meu este Gabriel Lazar și în această seară o să vă lansez o provocare. O provocare așteptată de mult. Și odată cu partenerii noștri pe care i-am invitat în această seară, domnul prefect, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean al Dăscăliței, domnul viceprimar Romeo Olteanu, vom încerca să vă adresăm invitația de a vă alătura la cel mai complex proiect local care va avea efecte pozitive pe termen lung. Contextul economic actual este cunoscut de toată lumea. În luna august 2010, producția industrială a scăzut cu 7% față de luna august 2009. În perioada 31 august 2010, comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, producția industrială a scăzut cu 11,2%. Indicele prețului de consum din luna august 2010, comparativ cu august 2009, a fost de 107,58%. De asemenea, numărul șomerilor a crescut cu 1.004 persoane. Câștigurile salariale medii nete în perioada august 2009-august 2010, după cum se vede și după cum fiecare dintre noi cunoaște și cunoaște și cauzele, au scăzut și se spiază sub media pe țară. Viziunea proiectului. Cel mai complex proiect local cu impact pozitiv asupra economiei pe termen lung. Misiunea. Informarea și conștientizarea localnicilor despre beneficiile consumului de produse fabricate în Iași. Obiective. Relansarea conceptului fabricate în Iași pentru încurajarea consumului de produse fabricate în județul Iași cu scopul de a relansa economia locală. Organizarea de campanii media pentru conștientizarea necesității de consum pentru produsele fabricate în Iași. Organizarea de evenimente și acțiuni cu impact asupra instituțiilor locale, ONG-urilor și producătorilor. Justificarea proiectului. În momentul de față, foarte mulți dintre consumatori nu acordă o atenție deosebită provenienței produsului. Cel mai des întâlnit criteriu în decizia de cumpărare a consumatorului este prețul. Noi ne propunem ca prin campaniile de informare să adăugăm la acele criterii pe care, în mod obișnuit, consumatorul are în vedere încă unul. Ca produsul să fie fabricat în Iași. Organizatorul evenimentului în această seară și promotorul proiectului fabricat în Iași, Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii, publicul țintă, locuitorii Iașului și nu întâmplător am ales acest logo pentru locuitorii Iașului, producătorii locali, parteneri, Instituția Prefectului Județului Iași, Consiliul Județean Iași, Primăria Municipului Iași.